uitam la lumină. Lumina de pe fața mea. Bine. Pe Google am dat zile. Care crezi că e prima chestie care apare când dai Google pe Cristian? Cristian Vasile. Cântărețul fost. Yes! Da, știu. Adevărul e că m-am luptat la un moment dat destul de mult, în ghilimele, luptat să... Romanian Retro Music, Cristian Vasile. Da. Am tot încercat să apar și eu între răspunsurile alea, între rezultatele pe Facebook, de pe Google. Și tot dădeam o dată la câțiva ani, mai dădeam acolo un search să văd. Nu știam că ești așa de faimos. Da. Dar știi de ce e faimos? De ce când zici Cristian Vasile? Zaraza. Da, exact. Zaraza. Zaraza. Când m-a mai luat vreun taximetrist sau prin Uber, Cristian Vasile, ca pe cântăreț. Zic eu, ce mă știu. Te asociau direct cu cântărețul? Da, da, da. Taximetriștii sau în general? Cei mai în vârstă, cumva făceau legătura. Da? Ce mi-ai pus aici? Băi, iau gură, cheers. Ai, 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 la ora asta? E mystery. Mai dulce decât m-am așteptat. Da. Stai să dau drumul ăsta. O dată la 15 minute luăm o guriță. Ok. Timer. Încă am destul în sistem, da, de aseară. Nu e nimica. O să-i dăm restart la sistem. Dar niciun caz așa dulce. Dar hai să vedem ce ies. Băi, înainte de toate, mă gândeam să clarificăm pentru toată lumea de unde vine Igu. De când Cristian Vasile a devenit Igu. Și de ce? Când lumea mă întreabă chestia asta, am două variante. Există varianta scurtă, care nu e neapărat adevărată, dar o spun cel mai des, ca să scap repede. Right. Și varianta lungă, dacă am timp și un pahar de vin. Și bănuiesc că vrei varianta intermediară, ca să nu stăm prea mult. Vreau varianta adevărată. Păi da, e cu mai multe detalii. Ca să... Stai să mă gândesc. Cum să o zic să fie totuși mai concis. Vine de la iguana, da? Deci igu este o prescurtare care a apărut la un moment dat. Totul a plecat din imediat după liceu. La un moment dat eram cu un prieten, ne dădeam noi cu rolele, erau la mare modă atunci rolele. Și eram prin Eforie Nord cu acest prieten. Ne plimbam. La un moment dat am găsit un portofel plin cu bani și fără acte. Și am zis, interesant, ce facem cu banii? Ce facem cu banii? Mai stăm de banii respectivi la mare sau îi cheltuim? Sau ce facem? Cumva am hotărât să îi împărțim și nu mai puteam să mai stăm, că nu mai știu ce treabă avea amicul ăsta al meu în București și a trebuit să... A trebuit. Am decis să îi spargem, știi? Am mers noi prin nu știu ce discotecă, așa, dar până la urmă am și cumpărat diverse chestii, printre care eu mi-am luat o bluză pe care scria mare aici, iguana. Ajungând în București, la un moment dat m-am angajat, mi se pare că în același an, și unde mă angajasem? La Cronica Română. Era un, cum îi spune, un cotidian pe vremea aia, adică în 98. Varianta asta nu știu. Cred. Da, pentru tocmai, nu o spun, cred că aproape niciodată. Și IT-istul de acolo trebuie să-ți facem mail, e-mail. Nu cred că aveam un... ba da, cred că aveam ceva, dar a zis, hai să-ți facem unul pe Yahoo. Eu aveam pe home.ro sau go.ro, nu știu, era un domeniu românesc. Și cum vrei să se numească? Eu care deja începusem cu grafică, cu Photoshop, cu chestii de-astea, am zis, nu poate să fie Cristian Vasile, că e cam banal, așa mă gândeam. Am zis, trebuie să fie ceva mai special. Și eram îmbrăcat cu acea bluză pe care scrie iguana, mă tot uitam în jurul meu să-mi vină idei, știi, că l-am și presa. Hai să scriem acum repede ceva aici. Și am zis, iguana. Zice, ok, iguana. Păi e luat, iguana@yahoo.com. Și am mai adăugat eu încă două litere, nu mai știu exact care erau, legate cumva de brandul meu de designer pe care mi-l făcusem ceva. Ai să râzi, era Krypton Design. Așa am făcut semnul, da. Și pe role îmi puneam KD. Uite, KD erau, da.
Iguana capa de Yahoo.com era pe vremea aia. Krypton Design? Da. A trebuit să, okay, să am și eu ceva, un brand, când... Asta e un brand pre-Igu. Da, da, da. În sfârșit. Și pe urmă am mers cu această identitate de Iguana, KD, și am mai scăpat de KD pe parcurs, mulți ani, inclusiv în site-ul de portofoliu l-am folosit, până când la un moment dat, când m-am angajat la Advertising, agenția de publicitate, se întâmpla destul de des să sune la diversi clienți, să sune la recepție, să spună vreau cu Ioana. Pentru că ei înțelegeau când li se spunea, vezi că art directorul pe proiectul tău este Ioana. Și ei înțelegeau, evident, Ioana, că era mult mai normal să... Și ok, vreau cu Ioana. Păi n-avem nicio Ioana aici. Poate Ioana? Cum adică Ioana? Tot timpul era discuția asta între tipa de la recepție. Și atunci au decis ei, sau cel puțin așa mi-aduc aminte, să scurteze la Igu. Sau pur și simplu, avea ceva natural. Era prea lung Ioana, nu știu. Și de acolo, de la Advertising, a rămas Igu și mie îmi convine. Iguana cred că era un pic cam prea mult. Un pic mai lung. Da, deci pe... hai să zic și varianta pe care o spun în mod normal, pentru că are cumva un gram de adevăr. Eu zic așa, vine de la Iguana pentru că am avut o Iguana la un moment dat și de acolo... Adevărul e că am avut Iguana, am primit-o cadou de la niște prieteni, tocmai pentru că mi se zicea Igu. Okay. Și da, am primit, era o iguană, nu știu, mare, un metru jumate, probabil. Ok. Și asta când se întâmpla? Ca și... Hai să vezi, pe parcursul interviului o să am foarte multe lipsuri de-astea de memorie. Asta e o problemă cu care m-am obișnuit, din păcate, nu știu, n-am tratat-o. Eu nu mi-aduc aminte extrem de multe lucruri din viața mea. De exemplu, eu nu mai mi-aduc aminte... Aproape toată copilăria eu mi-am uitat-o, ca să știi. Mă bazez foarte mult pe imagini pe care le pot vedea, poze, știi? Mă ajută foarte mult să, măcar episodic așa, și pe povești la e-mail. Dar altfel, dacă mă întreb ce am făcut, de exemplu, în generală sau în liceu... Nu, și eu am doar niște frânturi, niște segmente care sunt legate de niște experiențe care le-am avut atunci. Uh-huh. Altfel nu mi-aduc aminte mare lucru. Cred, nu știu dacă voit am vrut să uit, dar nu aveam de ce, că am avut o copilărie foarte frumoasă. Dar da, uite, și apropo de când se întâmpla chestia asta, dacă m-ai întrebat tu, poți să aproximezi dacă vrei. 95-2000... Eu tot timpul zic că acum 17 ani se întâmpla, dar zic asta de câțiva ani. S-ar putea să fie 20 de ani, s-ar putea să... Niciodată nu cred că am stat pur și simplu să calculez. Tot așa, mă uit pe poze, pe arhivele de poze și zic, uite unde eram când s-a întâmplat chestia asta, deci la Advertising cred că eram prin acum vreo 17 ani. Aceiași 17 ani? Aceiași, tot timpul zic 17. Da, ok. Eram curios dacă se pupă cu momentul în care a apărut Feeder. Nu. Feeder a apărut, trebuie să-mi fac un minim research. Personal. 2004 a apărut Feeder. Da? Ți-ai notat tu sau crezi? Am văzut la un moment cred dat... la un moment dat, aseară, când m-am uitat la tine pe Facebook, era un post cu Feeder 10 ani, nu știu ce, și era 2014. Postul okay. Respectiv. De-aia mă gândesc că a fost 2004 când a apărut Feeder. Da. Feeder-ul cred că a apărut... El a apărut în mai multe etape, cumva. Au fost vreo 3-4 etape. Inițial n-a arătat ca un blog, a arătat ca un... o mică coloană doar cu text, cu evenimente, doar cu text, și dacă vrei să vezi poza, trebuia să dai pe un X mic, cumva. Ar fi mers foarte fain pe telefon, nu existau telefoane pe vremea, smartphone-uri. Mm-hmm. Dar aia a fost prima variantă. Ulterior am trecut pe, motor de blog și pe Blogger. Mm-hmm. WordPress, parcă, în sfârșit. Da, cred că prin 2004 sau 2005, nu mai știu exact. Dar care a fost ideea din spatele Feeder? Că eu, ce a ajuns la mine, din ce mi-ai povestit tu la un moment dat, e că vrei să creezi un loc în care apar evenimentele interesante din oraș. Interesante, îți dai seama că e foarte subiectiv. Exact. Exista
existau vreo două, cred, dacă mi-aduc bine aminte, două grupuri din care grupuri online, adică pe vremea erau grupuri pe Yahoo, Yahoo Groups, cred că se numea, mm-hmm. și te abonai acolo, era un fel de forum, poate să-i spunem, și îți puteai lua de acolo diverse informații legate de evenimentele mai, hai să zicem, mai underground față de ce se prezenta în aproape singura, probabil singura sursă de evenimente care era Șapte Seri. Să știi că eu o să urc un pic aici. Am uitat de Șapte Seri total. Stai așa, mai era și... Ăsta e un pic slăbit și tinde să curgă așa încet, încet. Așa. Bun, așa, da, era Șapte Seri, era revista din care îți luai informația, dar îți luai informația la nivel de cinema, teatru și niște evenimente gen, nu că aș avea ceva cu el, Ștefan Bănică Junior, știi? Adică cam pe acolo. Dacă aveai chef de ceva mai underground, mai, hai să vedem, experimental, intrai... Te abonai cumva, nici nu știu dacă, cred că trebuia să fie acceptat, într-unul din grupurile astea era, sper să nu vorbesc prostii, dar cred că se numea, începem, cineva o să mă corecteze și abia aștept. Erau două, cel puțin două grupuri. Unul era bazat, mi se pare, mai mult pe artă și cultură, celălalt mai mult pe party-uri, cred. În sfârșit. Și eu eram foarte interesat de zona asta și am vrut foarte mult să-mi fac propria listă de recomandări pentru prietenii care mă întrebau, mă sunau pe mine sau mă dădeau mesaje pe vremea aia, cred. Sau, în sfârșit, pe, nici nu știu ce era, Yahoo Messenger. Da. Și mă întrebau ce este în weekendul ăsta sau în vinerea asta, ce parte e prin oraș, că nu, ei nu erau abonați, nu așa, cred că trebuia să fi acceptat, da. Și te sunau și te tot întrebau unde să ieși. Și mă tot întrebau și am decis la un moment dat, băi, hai să-mi pun propriile recomandări cumva pe o platformă, pe un site ceva, știi, să fie publice. Și așa am pornit. Inițial cu evenimente și pe urmă, după un an, doi, nici nu mai știu cât, am început să introduc și partea de, nu știu, cred că am început cu știri din design, adică okay. grafic în general și design de obiect industrial și început să-mi placă ideea de... Asta pentru că ai vrut tu să nișezi un pic informația sau... Așa mi-a venit natural. Eram din ce în ce mai pasionat de treaba asta de identități vizuale și de grafic în general și ilustrație. Și am început să... Și aveam din ce în ce mai mulți în jurul meu care la fel erau interesați de domeniul ăsta. Și a venit destul de natural, nu mai știu în ce s-a mai dus, în fotografie, în multe direcții s-a dus. Cam era un fel de, probabil, sper să nu folosesc un cuvânt mare, era pentru hipsterii din acea perioadă, care simțeau nevoia de un alt gen de informații. Evident că puteai să-ți o iei de afară, dar ajungeai un pic mai greu la informație pe vremea aia, trebuia să-ți o... aducă cineva cumva într-un loc, dacă n-aveai chef să sari tu pe tot felul de site-uri. Okay. Sau să stai abonat la nu știu câte RSS-uri. Mai ții minte RSS-urile? O, da. Da. De acolo a venit și numele, cumva, de la RSS Feeder, știi? Mm-hmm. Era feed-ul de... Da. Așa? Da. După aia au apărut tot felul de aplicații care îți... Da. Și mi-a plăcut ideea de a hrăni cu informație și de acolo și numele de feeder. De altfel și logo-ul era un fel de linguriță cu ceva în ea. Da, e mai abstract, dar asta e, dacă te uiți... O să-l caut. Asta e și perioada în care ți-ai luat primul motor? Da. Motorul l-am luat mai târziu. GSR 600? Suzuki GSR 600, un naked, da. Am vrut inițial să iau un Hornet, cred, dar tocmai a apărut ăsta. Bine, prima dată am vrut să iau, ca orice copil, un Yamaha R6. Și pe urmă, încet, încet, cred că... Te-ai potolit. Da, bine că nu m-a dus în direcția, că probabil nu mai vorbeam acum. Tu mai ai pe undeva... Stai că pun întrebarea asta după aia. N-ar trebui să verificăm, fiind
prima ediție să mai verificăm dacă filmează chestiile astea? Băi, ar trebui să filmeze. Adică... Daniel filmează? De auzit? Se aude? Hopefully, se aude. Vedem ce este la final. Da, zi. De ce ți-ai luat motorul? De ce mi-am luat motorul? Uh-huh. Că de ce ăla am stabilit. Că era Yamaha R6 prima dată, te-ai mai potolit după aia, am mai avut Hornet, dar într-un final a ieșit Suzuki GSR600. Da, era un motor foarte mișto de altfel. Da, pentru vremea aia, da. Știu că mi l-am început să mi-l vopsesc eu negru mat pe unde se putea. Hai, mă, că și acum e un motor bun pentru oraș, pentru dat da, prin jur, e ok și acum. Din câte mi-aduc aminte, era motorul de pe GSX-R de 600, cumva detunat sau scăzut caii și puterea pentru oraș. De ce mi-am luat? Cred că din mai de mic cumva aveam... Simțeam nevoia asta de libertate pe care ți-o dă motorul și de adrenalină și de ideea de explorare pe care, de altfel, cred că se vede și în ultimii ani, mai ales anul ăsta, pe care am pus ideea asta cumva în practică mai mult. Dar cred că ăsta e motivul, habar nu, o pasiune, pur și simplu. Apropo de pasiuni, uite, mă duc în alt subiect, că sărim dintr-una într-alta. Ca o paranteză, am avut la un moment dat niște proiecte în care trebuia să fotografiez oameni care... Nu, să fotografiez pasiunile unor anumiți oameni. Și da, erau niște joburi, în sfârșit. Și am realizat că foarte, foarte mulți, din păcate, nu au pasiuni. Uh-huh. Adică mulți, când îi întrebai care sunt pasiunile tale, pe lângă clasicele răspunsuri, muzica e pasiunea mea, trebuie să iau o gură din nou. Ok, noroc. Ești deja o musculiță de asta, de alcool. Dar au crescut direct de acolo. Cred că începe să-mi placă. Da, foarte mulți ziceau, măi, pasiunea mea sunt copiii mei. Pasiunea mea e munca sau nu știu. Și nu putea să fie adevărat pentru că lucrau majoritatea prin asigurări, bănci și lucruri de genul ăsta și... Mi-am dat seama că foarte mulți nu au... O pasiune. Da, nu că nu-și fac timp, cred că nici nu se gândesc. Sau alții, pasiunea lor era să iasă în oraș cu prietenii. Stai, e un timp... E un timp foarte ok. Petrecut doar exact. Că n-are nicio legătură cu pasiunea. Da, și cred că e foarte bine pentru creier să ai totuși niște pasiuni, oricât de mici sau oricât... Da, în sfârșit, hai că am deviat. Da, sper că ți-am răspuns la întrebarea de ce mi-a luat motor. Mm-hmm. Nu am pus niciodată întrebarea asta. Unde te-ai dus să te plimbi cu el? Care e plimbarea cea mai memorabilă pentru tine cu motorul ăla? Cu ăla? E destul... stai că-s două. Pot să zic două? Două. Prima dată, cred că chiar în anul când am cumpărat motorul, m-am dus până în Istanbul cu un prieten care el avea Hornet, deci motociclete similare, și am mers până în Istanbul. Am unde făcusem școala cu același profesor, Cristian Bratovici, parcă. Uite, mă mir că mi-aduc aminte detalii de genul ăsta. Și am ajuns în Istanbul, unde am mers la MotoGP. Eu acum mi-am dat seama. Serios? Da, corect. Era MotoGP în Istanbul? Era. Da. Știu că am fost la... Am fost, da, la MotoGP, că am unde eram mega pasionat de Rossi. Și am avut cumva, nu mai știu cum am reușit, păcat că mi-aduc aminte cine anume ne-a facilitat intrarea, că am intrat în backstage cumva și da, am ajuns, aveam un badge special. I hate you. Da, cred că... În sfârșit. Și, dacă îmi spui că l-ai atins pe Rossi, te arunc cu șampania. Nu l-am atins, dar l-am văzut la un moment dat. Și nu zici tu după 15 ani de prietenie, că l-ai văzut pe Rossi de aproape. Ce bun. Sau poate vreau să cred că l-am văzut, nu mai țin minte. Oricum ar fi minte. Știi când îți dorești ceva atât de mult încât ți-aduce aminte, mă, parcă s-a întâmplat, parcă... Da, și știu că l-am sunat împreună cu Răzvan, prietenul cu care am fost atunci, l-am sunat pe domn profesor să-i spunem, domn profesor... Bine, i-am scris, i-am dat mail. Am ajuns în Istanbul, suntem foarte... Vă mulțumim că ne-ați învățat și am ajuns aici cu bine și ne-am și distrat fără să
Okay. Și motoare sau să cădem. Sau... Deci a fost totul? Asta a fost prima și pe urmă a fost cu un alt prieten, el având tot un Suzuki de GSX-R de 750, mult mai puternic și mai rapid. Ne-am pus multe bagaje pe motor, ceea ce e destul de greu pe genul ăla de motocicletă. Și am făcut un semi-tur de Europa. Am fost ceva... din nou, am fost cu destinație MotoGP. Am fost la Brno, în Cehia. Cehia, nu? Sau, da? Cehia, da. Cu speranța că o să facem cumva, să petrecem destul de mult timp pe drum, încât să-l prindem din nou pe Rossi la Mugello? Sau unde e la el acasă? Cum zice? La Mugello. La Mugello, la da. Mugello sau la Misano, una din astea două. Da, care e mai aproape de casa lui? Cred că Misano e mai aproape, da. E la 10 km. Mugello e un pic mai departe. Știi mai bine. Și, dar din păcate n-am reușit să... Ne-am decalat cumva cu timpul. Banii nu prea erau de partea noastră, pentru că ne-am și luat niște amenzi stupide. Era prima dată când ieșeam așa mai serios din țară, mai ales în vestul Europei. Știu că amândoi ne-am luat, am uitat să ne luăm vinietă în Austria și la prima benzinărie unde noi ne oprisem să luăm vinietă, era și poliția. Și n-am apucat să luăm vinieta, nu ne-au crezut că ne-am oprit pentru asta, pentru că trebuia să o luăm mai probabil de la vamă, nu mai țin minte. Și evident că ne-au dat niște amenzi zdravene și pe urmă lui s-a stricat motorul la un moment dat. Deci o mare parte din bani s-au dus pe tot felul de chestii neprevăzute. Dar a fost foarte fain. Era perioada în care nu exista, dacă mi-aduc bine aminte, sau nu aveam noi GPS. Și mergeai, acum e greu de conceput, mergeai după semne în niște țări străine, prin munți, pe undeva, unde... Și hărți, adică în momentul în care ieșeai cu motorul sau cu mașina din țară, îți cumpărai harta... Da, harta fizică. Rutieră. Hârtie. Aveam Michelin sau... Nu, cum zice, Atlasul. Parcă Michelin îi spunea. Așa. Și... Stai, ce vreau să zic? Da. Când mergi cu cineva cu motorul, la un moment dat te... pierzi cumva, adică nu mergi tot timpul legat unul de altul, chiar dacă vrei, nu reușești. Și ne tot rătăceam unul de altul și era frustrant, pentru că neavând, acum e greu să te pui un share live location pe WhatsApp și știi tot timpul unde e celălalt. Da. Bine, poți să mai vorbești și cu Sena sau alte sisteme de astea prin cască, e foarte simplu, dar pe vremea a fost... Bine, uite, creează tot felul de povești... neajunsurile astea. Cred că fix după tripul ăla care l-ai făcut până la Brno, ne-am cunoscut noi. Că știu că ai venit cu povești de la Brno. Moni, eu zis, hai să-ți prezint un prieten de-al meu, și ai venit cu o grămadă de reviste cu motociclete și mi-ai povestit de tripul până la Brno. Am venit cu reviste? Da. Nu știu care era ideea din spatele revistelor, dar erau niște reviste mișto cu motociclete. Tu erai interesat de motor? Da, dar vreau să-mi iau un motor de ceva vreme. Ok. Și nu apucasem să fac pasul ăsta și mi-a zis, Moni, stai că am un prieten care se dă cu motorul. Da. Ți-a băgat mortul în casă. Cam așa. Da, păi na, eu mi-am luat motorul după ce m-am enervat. Lucram la... Unde naiba lucram? Cred că Telecom? La Telecom lucram pe vremea aia. Și de la lucru, undeva la lângă rondul de la Miorița, era sediul nostru, la Borcani, spunea. Unde ai antrena 3, nu mai știu. Am, erau turnurile gemene? Nu, aia după. La vreo an jumate ne-am mutat la City Gate. Okay. S-au construit și ne-am mutat acolo. Nu. Înainte de aia, la Borcan, după fântâna, după rondul de la Miorița, un pic mai încolo, pe stânga, pe malul lacului, era un fel de borcan... Știu. Nu mai știu cum îi spunea la zona aia. Da, ok. Mă rog, și am făcut vreo 3 ore jumate până acasă cu mașina, bară la bară, și am zis, ok, până aici. Mi-am făcut școala, mi-am luat motorul și aia a fost. Păi zile și tu ce motor ți-ai luat? Că tot un naked. Se aude? Honda CBF 500. Cred că cu tine am fost la motor show la Smaeb sau așa ceva. Și ne-am tot uitat la motoare pe acolo. Și plecasem cu ideea de a ne uita la un Suzuki, nu știu cum naiba îi spunea, de 500 something something. Nu mai știu cum îi spunea. CV? Nu mai știu. Da, și am fost la stand la Suzuki, am stat de povești cu oamenii aia și au zis, băi, nu mai avem. Ultimul care e aici în ocolul nostru l-am vândut, deci nu mai avem modelul ăsta, nu se mai fabrică, în România nu mai aducem, aia e. Și am ajuns după aia la stand la Honda și am văzut-o în standul ăla de la ei, era fix motocicleta asta și au zis, băi, asta este ultima pe care noi o avem.
ultima din țară, nu se mai aduce, nu se mai fabrică. De la anul se fabrică 600-le semi-carenat, care va înlocui modelul ăsta. Da, da, da. 2007, cred, e ultimul an de producție a modelului. Și okay. În 2008 a apărut ca la Phaser, semi-carenat în față. Nu mi-a plăcut chestia. Da, și atunci am luat-o și cred că primul trip după ce mi-am luat carnetul, și na, am mai învârtit-o prin parcare, m-am mai așa, am zis, hai să mergem amândoi la Smaeb, se organiza undeva, stai că e 6 spre Corbeanca, undeva pe stânga, Prisma. Așa. A, da. Și ne întâlnim noi dimineață. Aola. Și ai avut o noapte foarte grea în care ai băut mult ceai, probabil. Era perioada cu feeder în care... Nu știu de la ce petrecere ai venit. Munca, să zicem, îmi cerea să fiu prezent la tot fel de party-uri de câteva ori pe săptămână. Și ne-am văzut dimineața, că ai trecut pe la mine să plecăm împreună după aia. Și țin minte că în drum spre Prisma era plin de mașini în oraș, absolut plin. Și am trecut numai pe printre mașini. Și la fiecare semafor te lăsai așa. Pe rezervor. Pe rezervor, dormeai. Și când se făcea verde, îți dea un claxon. Ting! Da, ok. Da. Da, da, să nu faceți așa ceva. Da, nu, nu. Nu, adevărul e că pe urmă, dacă am mai avut situații de astea în care să, nu știu, să fi băut un pic prea mult cu o noapte înainte, nu mai mergeam cu motorul. Adică mi-am dat seama că e odată că e periculos pentru mine, dar mai ales pentru ceilalți. Că dacă eram eu de nebun pe coclauri, problema mea, îmi rupeam gâtul, asta e, dar mi-am dat seama că e mult mai aiurea. Nu era, stai, eram mahmur. Probabil dacă mă punea să... N-ai apucat să dormi suficient. Da, da, da. Și am decis să nu cumva să se mai întâmple vreodată chestia genul ăsta. Băi, da. Nu are legătură, dar... câte săptămâni? Trebuie să precizăm că suntem la mine în studio, care este la Nod Makerspace, unde lângă, cu toate că e duminică din prânz, sunt ateliere de taie oamenii metal, cred, ce se aude acum. Da. Ceea ce e foarte ciudat. Adică nu e ciudat deloc. E ciudat pentru niște oameni normal care ar trebui să stea acasă, să aibă dar sport. Ei lucrează, da. Ei se lucrează non-stop. Cred că și noaptea găsești pe cineva lucrând, făcând ceva. Spor să aibă. A? Spor să aibă. Da, da, da. Țin minte că la un moment dat, ne-am apucat să facem tripuri lungi împreună cu motorul ăla, dar la un moment dat deschid Facebook-ul dimineața, și văd un motor care semăna cu al tău, rupt în două pe șosea. Și zic, bă, da, asta seamănă cu motorul lui Igu, ce naiba? Multă lume adunată în jurul la un om, se vedea o cizmă albastră pe acolo, pe jos. Zic, bă, da, nu era albastră, geaca era cu albastră, cizma era cu roșu. Îți zic eu sigur. Luasem eu cizme ca ale lui Rossi, Sidi. Eram foarte încântat de ele. Okay. Da. Și ale mele erau tot roșii. Dar da. A? Și bă, da, geaca, păpucul, nu mai știu, seamănă cu al lui Igu. După aia văd chelia și zic, băi, nu e regulă. Și în următoarea poză, că erau numai două poze, cel puțin aia pe care le-am văzut eu. Le-am căutat ieri toată ziua, nu le-am găsit. Nu știu pe unde au dispărut pozele respective, dacă le ai tu, trimite-mi și eu. Le am, da. Le-a făcut, cum îl cheamă, Pruteanu, nu mai știu cum îl cheamă. Nu mai știu, dar vreau să le pun, Europa, așa că dacă le ai, dă-mi-le că le... Pum! Da, da. Și, na, te-am sunat și eu sunt la spital, na, sunt ok, un pic lovit, dar sunt ok. Da, deci tu erai. Da, eu eram. Ce vrei, să dau detalii despre incident? Sau două doar detalii. Să confirm că eu eram. Na, două din detalii. Nou. Nu că punem poza, punem poza. Foarte, foarte pe scurt a fost... Cred că poliția ar numi o culpă comună, sau, nu? Parcă așa se numește în termenii lor. Eram destul de la început, nu? Dar tu probabil că știi mai bine. Nu erai foarte la început. Nu? Aveai deja câțiva ani de mers pe motor. Zău? Da. Păi al doilea motor l-am luat în 2008 și ăsta era... Aveai câțiva ani. Da, în sfârșit, 2007 cred că s-a întâmplat. Da, probabil că aveam 2 ani. Tipă a vrut să parcheze, da, să parcheze, în momentul ăla nu mi-am dat seama exact ce vrea să facă, să parcheze un Audi A8, care știi că era, este o șalupă de mașină, și era pe prima bandă, a încercat să intre într-o parcare
Și n-avea loc, fiind foarte mare și fiind și barcarea un pic, intrarea în parcare un pic blocată de un Golf. Un Volkswagen Golf. Și ca să intre mai ușor, ea a intrat pe banda a doua și a făcut de acolo în dreapta. Și... Tu ai vrut să o depășești pe dreapta, crezând că ea doar schimbă banda? Ea a dat semnal de stânga, că a trecut pe banda din stânga, și eu am continuat să merg pe lângă ea, că era... Nu mai știu unde era, la... Pe Bulevardul Unirii? Da, cred că așa se numește, de la... În sfârșit. Și când am ajuns aproape fix în dreptul ei, ea a tras de volan în direcția în care avea de gând să meargă, numai că ea semnalizase în stânga. Eu nu știam exact ce vrea ea. Și am intrat în aripa față, dreapta față normal, și motorul efectiv s-a rupt în două bucăți. Aia e prima imagine care am văzut. Da. Și eu am zburat, m-am dat peste cap, că altfel nu cred că aveam cum să ajung în poziția respectivă. Deci de pe motor m-am dat peste cap și m-am înfipt în acel Golf grena care blocase intrarea în parcare. L-am luat fix între picioare, cu genunchiul stâng i-am spart luneta, fără intenție, evident, și cu dreptul, nu mai știu, i-am strâmbat ceva tabla, ca să înțelegi impactul. Dar 99% din impact a fost... Și pe urmă am căzut pe spate și acolo am rămas. Am rămas că am decis până să nu mă mișc. Da. Avem ambulanță, au fost destul de mulți oameni în jur. Foarte fain cumva cum au sărit toți să mă ajute. Unul era, cred că era psiholog ceva și a încercat să mă țină cumva foarte alert și calm în același timp. A fost foarte mișto. Alții au avut grijă de motor să-l pună deoparte, era o tipă motociclistă, mi-aduc aminte, care avea acolo biroul în zonă și m-a ajutat. Foarte, foarte faină experiență. Asta e semnalul că trebuie să ne îmbătăm iar. Ok. Chiar nu să-mi placă. Da, pe scurt asta s-a întâmplat și a fost pentru foarte mulți un incident de genul ăsta, îi face să renunțe, să se sperie, ceea ce e natural, e uman, și să renunțe. Pentru mine, o fi fost eu mai naiv sau poate sunt în continuare, dar a fost un motiv să, yay, îmi schimb motorul. A fost... Da, era și momentul în care mi-am dat seama că îmi doresc un alt gen de motor. Și a fost daună totală, evident, nu și la mine. Din fericire? Da. Și a fost doar daună inghinală. Am și o poză cu dauna personală, dar nu o să o pun pe nicăieri, că e foarte mov. Și... Da, ăla a fost momentul când am decis să iau un alt motor. Ce ți-ai luat? Am luat ceva ceea ce când au apărut pozele pe net, mi s-a părut cea mai urâtă motocicletă. Și știi când te uiți foarte mult la ceva ce ți se pare că e urât și începi să iubești aproape defecțiunile în ghilimele, știi? Am luat un BMW F800 GS, care tocmai apăruse ca model și ca nișă cumva, că mi se pare, era deja 1200-le care edita mai motorul, bine, edita mai, depinde cu ce îl compari, și exista 650, parcă cred da, 650, monocilindru, da. Dacă nu mă înșel, și era bucata asta, zona asta liberă, de 800 cumva. Sper să nu spun greșit, dar nu cred că erau alte motoare în zona asta, Adventure, Touring. Nu sunt atâta de priceput încât să știu. Acum sunt o grămadă, atunci nu știu dacă mai erau și altele. Da. În sfârșit, și am zis da. Vezi ce zici despre motorul ăla, că se numește Moromete acum. Am auzit, da. Da. Și Tudor e foarte mulțumit cu el. Da. Și l-am, da, am luat acel BMW... Foarte mulțumit și încântat am fost de el. Imediat, primul drum trebuia să-l fac cu niște prieteni. Hotărâsem noi să mergem până în Norvegia, în Nordkap. Uh-huh. E în Norvegia, sper noi. Așa sper și eu. Nu știu. Cum îi zice? Nordkap.
Nord Cap? Da. Cred că așa e ce aveți. E un pic irelevant. Cel mai, unul dintre, cred că cel mai înalt, cel mai nordic punct din Europa, scuze, cred că Europa continentală ar trebui să precizez, în sfârșit, în Scandinavia, sus de tot. Unde e o destinație pentru motocicliști și pentru mașini. Cred că l-am găsit. Nord Cap. Bun, și nu s-a legat. Când să plecăm, cu, nu știu, o lună înainte, probabil, ceilalți doi sau trei cu care trebuia să mai merg, încet, încet au dispărut din peisaj cu alte probleme, născut de copii sau alte motive. Și la mine am zis, sau, păi ce fac acum, că eram cu chef de plecat. Și am decis să plec singur, cu un motor nou, ca model și ca orice, prin România. Și am zis, hai să-mi fac eu un traseu așa, cât mai, care să conțină off-road un picuț măcar. Și am ajuns pe Transalpina când era aproape impracticabilă pentru o mașină normală, în niciun caz. Ține-te că mi-ai povestit atunci, că ai descoperit Transalpina și că nu e încă asfaltată. Nu că nu e asfaltată, nu prea era drum, era... Trebuia să treci prin niște râuri, mi-aduc aminte, trebuia să mergi la un moment dat pe un soi de stâncă, adică nu era chiar drum. Bine, era drum, mergeau, m-am întâlnit cu 4x4 cu numere de Polonia, parcă, și cam atât. Am și căzut odată la un moment dat și cred că a fost prima dată când am căzut și eram singur, nu vedeam pe nimeni în pustietate acolo, nu știu ce a fost în capul meu, m-am dus și cu cauciucuri de stradă. Da. A trecut mult timp de atunci. Oareși cum în paralel, din câte țin minte, sau poate un pic mai devreme, te-ai apucat de fotografie? Nu știu dacă deodată cu schimbarea motorului sau un pic înainte. Trebuie să fac o mică precizare aici. De fotografie m-am apucat, să zicem, ca mulți dintre noi probabil, cu aparatele lui taică-miu, cum aveam mulți prin casă probabil. O parte noi, de-astea rusești, Smena, Zenit, Kiev, scuze, aveam Kiev. Kiev, ok. Kiev 17. Îl mai ai? Da, îl mai am, l-am stricat, dar că de fiecare dată mi-aduce aminte că i-am stricat aparatul și tot timpul mă gândesc că ar fi frumos să-l și repar, dar nu cred că mai e reparabil, că am băgat niște șurubelințe prin el, cred. Da, și nici n-am reușit să găsesc unul identic de cumpărat, am găsit doar Kiev 19. Dar sper să-mi fac la un moment dat timp să sap un pic mai mult, poate pe afară. În sfârșit, și prin 98, cred, am făcut un curs de fotografie la Școala Populară de Arte, dacă ți-mi minte se numea, cu Agarici, profesorul, și a ținut, cred că, 2 ani, dar nu mai țin minte cum mergeam. Mergeam o dată pe săptămână, cred, seara și făceam niște cursuri. Eu am făcut partea de tehnică și, pe urmă, partea de, nu știu, teorie, de compoziție, de... și așa. Și, pe urmă, am luat o mare pauză de la fotografie când am trecut pe partea grafică. Adică n-am mers, n-am dezvoltat treaba asta, decât la nivel de... Făceam fotografie pentru a o folosi în grafică, mi-aduc aminte. N-am investit în aparatură foto. Știu, eu țin minte o conversație care am avut-o la un moment dat, nu mai știu în ce context, în care tot spuneai că, băi, vreau să mă apuc de fotografie, că mi se pare că e direcția în care vreau să merg. Nu mai țin minte exact când a fost. Eu știu când m-am apucat serios cu adevărat. Da, să trăiești din fotografie, că asta era oareși cum... Păi hai să zic... Direcția. Coincide cu lansarea proiectului București Optimist ca perioadă în timp, ceea ce cred că, uite, vezi, 2012? Nu mai știu. Cred că 2012. În 2012, aproximativ, sau 2011, mi-aduc aminte că luasem un Canon 7D, adică un, nu era chiar entry level, nu era nici super profi, era pe acolo undeva. Și am ieșit cu el pe stradă și am început să fotografiez în stânga-ndreapta tot felul de chestii pe care le vedeam. Și le-am pus pe feeder, pe vremea aia, încă era al meu. Trebuie să precizez că la un moment dat, în urma unei crize de aia de prin 2008-2009, cumva, la un moment dat, am renunțat la
la Feeder și l-am donat unor amici. Da, pe vremea am publicat acele poze cu Bucureștiul, oameni pe stradă, peisaje, nu prea exista foarte multă informație de genul ăsta, foto mă refer, în online. Adică, bine, erau unii care făceau asta de ani de zile, dar era o lipsă cumva, așa am simțit eu, că erau foarte multe imagini cu Bucureștiul cumva reale, dar negative, să zicem, cu se pune accent foarte mult pe câinii străzii și gropi și blocuri gri, ceea ce era foarte adevărat. Dar mi se părea că lipsește, că nimeni nu aduce într-un singur loc ceva mai pozitiv, mai optimist, cum i-am zis eu la un moment dat, și am creat, au avut succes pozele alea pe Feeder și am zis, ce mișto, hai să poate creez o mică pagină în gândul meu a fost. Și weekendul următor am ieșit din nou cu aparatul prin oraș, am făcut din nou genul ăla de poze, din nou like-uri foarte multe și am zis, iasă că e ceva aici. Și am creat acest proiect București Optimist, de care mă leagă tot ce s-a întâmplat ulterior, adică cariera mea de fotograf sau schimbatul de job, de direcție. A crescut foarte repede și foarte mult, nu știu, interviuri peste tot, toată lumea știa de proiectul ăsta, că era ceva destul de nou ca abordare. Și acea fotografie cu luminițele de Crăciun, care cred că este cea mai pupată fotografie ever. Mult timp am încercat să mă detașez cumva de, tu ești fotograf optimist cu luminițele, nu, pot să fac și altceva, nu doar de alea. E un proiect, în sfârșit. Și într-adevăr, au fost câteva poze care s-au viralizat foarte mult, cum e, ce zici tu, luminițele de Crăciun, din nu știu ce an, 2002. Nu știu, 12, dar după aia foarte multe au apărut din exact același unghi, încercând să replice fotografia aia. Da, mulți cumva, și ca mulți dintre fotografii au apreciat, în sfârșit, nu știu dacă au apreciat faima proiectului sau au apreciat pozele în sfârșit și au început foarte mult să fac în genul ăla. De altfel, pozele de pe pagina București Optimist nu erau doar ale mele, erau ale mele și ale celor care îmi trimiteau poze similare ca idee. Așa, și le puneam, le precizam autorul și se crease o comunitate. Stai că am sărit de la una la alta cu... Nu mă știu, am să zic. Continuă. Povestea e că București Optimist ți-a canalizat... ce vreau să spun este că a crescut atât de mult și a ajuns la urechile foarte multora, încât am început să primesc... Proiecte foto? Proiecte foto de la branduri care au vrut să se asocieze cu această imagine optimistă. Mai ții minte care a fost primul? Primul brand? Primul, care a zis, păi, uite, noi te plătim dacă faci proiectul ăsta. Nu dacă fac proiectul ăsta. Pentru ei. Pentru ei, exact. Nu, sincer, mi-aduc aminte, dar mi-aduc aminte cel mai important, să zic, brand. Mă refer la Canon, care a zis, ne place ce faci, ne place direcția în care mergi și era clar că sunt destul de începător, începător, dar le-a plăcut foarte mult mesajul, optimismul din... Era un mesaj destul de neîntâlnit în perioada aia. Acum e full internetul de așa ceva, de-aia am și lăsat un pic mai moale cu update-urile. Mai exact, în momentul ăsta e pe hold, n-am mai postat de mult. Asta și pentru că, așa cum ziceam, au venit foarte multe proiecte de la diverse branduri și, în general, din agenții de PR și de publicitate, care mi-au dat de lucru și am decis să renunț la ceea ce făceam, mai exact, Feeder cu publicitate online și grafică și ce mai făceam, eu nici nu mai știu din ce mai scoteam bani. Și m-am axat 100% pe fotografie. Uite, s-a schimbat lumina. Dintr-o dată, suntem aici cu lumină majoritar naturală. Dar o să iasă soarele din nori. E ok. Da, și am atunci, vrând nevrând, mai mult vrând, m-am apucat mai serios de fotografie, am început să investesc în scule mai serioase, iar, cum ziceam că m-a întrebat tu de branduri, m-a ajutat foarte mult că un brand așa mare cum e Canon, de atunci, de când, din 2012 probabil, până acum, mi-a fost foarte, foarte apropiat și m-a susținut și cu proiecte
dar și cu... Mi-a dat cumva încredere că ceea ce fac este, este ok, fiindu-ți aproape. Că dacă o luam un pic pe, nu știu, pe cărări, aiurea probabil că s-ar fi simțit și în colaborarea cu ei. Dar am, în sfârșit, gata. Ok, București Optimist. București Optimist, și-a apărut și Bucureștiul Sălbatic. Da. Cumva din Bucureștiul Optimist parcă a evoluat. Nu văd. Cel puțin așa s-a văzut de la mine. Că fotografiind o grămadă de chestii faine prin București, da, ai început să observi, nu știu, păsări, animale, tot felul de chestii. Eu așa țin minte. Probabil că da, probabil că mulți au dedus așa, dar nu, istoricul a fost un pic altul. A fost un... Stai să mă gândesc. A fost la un moment dat un soi de campanie unde câștigătorul... a fost o chestie dubioasă cumva. Eram scos, eu și încă vreo 2-3, eram propuși ca influenceri, dar nu mai știu pe ce domeniu, în sfârșit. Și cine dintre noi primea mai multe voturi de la public ca fiind influencer? Ok. Da, ce ciudat sună acum. Dacă nu mai știu, în sfârșit. Câștiga el și cel, unul dintre cei care au votat, câștigau o experiență cu Doru Panaitescu. Ok. Doru Panaitescu. Sper să nu-i spun numele greșit. Am probleme cu, cu numele de multe ori. Care, cine e Doru? El, ce fă, e, pe vremea aia, cred că și acum, era unul dintre cei mai cunoscuți blogger, dar nișa lui era foarte mult în zona faunei, animalelor sălbatice și ieșitului în natură foarte mult. Pentru asta era el cunoscut. Doru Panaitescu. Da. Am zis bine. Da, da, da. Să mă înjure acum când să nu-mi știu numele. El e? El e, da. Okay. Și am, da, am câștigat o ieșire cu el de 2 zile și am mers cu 4x4 lui, ne-a dus prin tot felul de locuri. Eu tocmai obținusem, cred, de la Canon un obiectiv ceva mai puternic. Cred că sau nu l-am avut cu mine. În sfârșit, eu pe vreme... Hai, nu. Cers. Nu știu dacă se simte... Auzi, mai ai în afară decât e aici? Da. Ok. Mai e jumătate de sticlă. N-aveam de gând să, să-mi placă. Stai, zicem... Ce? Daniel, eu ți-am zis, dacă vrei să bei, tu ai zis că nu, că conduci. Bine, treaba ta. O să lași mașina aici. Exact. Da, cu Doru. Pe vremea aia tratam ideea de păsări. Cum să birdwatching, cum să mă uit eu la păsări. Ok, mă uit, am văzut, bine, pa. Nu, nu mi se părea nimic interesant, ba din potrivă. Să te uiți după păsări, ce n-ai mai nebunit. Dar din, prin pasiunea lui cumva... e clar pasionat omul, adică nu e, hai să zară niște păsări. Se simțea în toată fibra lui că era foarte pasionat de păsări și de animale în general, dar în vremea respectivă foarte mult de păsări, urmă reptile și altele. Și mi-a transmis și mi-a reușit să-mi transmită energia asta și curiozitatea de a vedea păsările mai mult decât ca niște chestii care dau din aripi și trec pe lângă tine. Și în felul ăsta am... în acele 2 zile când ne-a plimbat pe la munte și pe unde ne-a mai dus, am reușit să pozez și să înțeleg că există în jurul nostru o grămadă de păsări, cu accent pe păsări a fost, de care eu habar n-aveam. Eu aveam impresia, cel puțin în București, că sunt vreo 3 feluri de păsări și alea sunt. Adică vrăbiuțe, ciori, porumbei. Da, porumbei și cam atât. Mm-hmm. Și pescăruși. Așa. Și cu ajutorul lui, care mi-a deschis ochii și mi-am cumpărat ulterior un determinator de păsări, care este super gros, bine, am comandat de undeva de afară, m-a prins treaba asta cu păsările, încât am început să observ în jurul meu fiecare pasăre, că e daia, că e daia, că e juvenil, că e pui, că... Și am zis, băi, stai așa, că aici e... E fain, trebuie să afle mai mulți de, de treaba asta. Și am început acest proiect Bucureștiul Sălbatic. Bucureștiul Sălbatic, da? Uh-huh. Ideea din spate fiind
animale cu accent pe păsări, pentru că nu sunt foarte multe mamifere sau feluri de mamifere prin scuze, prin București. În parcurile din București. Mai sunt și prin în afara parcurilor, dar acolo erau cele mai multe, le puteai vedea mai ușor. Și mi-am luat un binoclu Zdraven, mi-am luat de la Canon un obiectiv, un teleobiectiv mai puternic și am început să colind parcurile cu accent pe Parcul Natural Văcărești, care era foarte pe val atunci. Uh-huh. Și mi se pare că avea și mult mai multe păsări decât, din păcate, mi se pare că are acum. Și am ajuns să stau, cred că și 6 ore, printr-un parc, uitându-mă după păsări. Știam deja unde găsesc, ce găsesc, ce... Și a avut un mare succes. Inclusiv la copii am văzut că a avut succes genul ăsta de informație. Foarte mulți oameni erau, ce? Așa ceva în București? Unde? Ce? Și nu era o raritate. Acum îi văd peste tot, de exemplu, vânturei sunt peste tot aproape. Îi vezi... Sau ce am mai fotografiat la un moment dat? Era un șoim de care tot povesteai. Da, șoimul călător, care este... cea mai rapidă ființă din lume. Are în picaj, mi se pare. Da, nu știu, picaj, 300 și ceva de kilometri pe oră, parcă, da. Mi se pare că m-a contrazis la un moment dat cineva. Dar, să zicem, dacă nu e cel mai rapid, e unul dintre cele mai rapide. Și, da, am pozat și nevăstuică și de toate. Am întâlnit. Foarte faină experiența. Da, așa a fost cu proiectul. Din păcate, n-am mai avut. Îți mănâncă foarte mult timp, iar banii nu există în direcția asta, asta n-am reușit eu să obțin. Nici nu m-am chinuit prea mult, am făcut clar foarte mult din pasiune. Mă prinsese foarte tare, ceea ce nu era foarte ok, pentru că renunțam la diverse joburi să mă duc să caut păsări. Da. București optimist? Bine să mai iau fără să sune. mai stare. Bucureștiul sălbatic, fotografie de aventură. Cumva... Pare că are sens așa cum au evoluat, revoluat lucrurile și între timp o grămadă de proiecte în oraș, cu festivaluri și da, tot felul de alte joburi, corect? Da. Acum nu știu dacă tu mi-ai ridicat mingea la fileu intenționat sau nu. Nu, mi-am notat eu aici că asta era. Dar, eu așa le-am perceput. Dar tu ești de vină, în ghilimele. De această cotitură cumva spre aventură. Mm. Pentru că de când ai început să organizezi ieșirile în natură de toate felurile, okay, de la peșteri, la munte, la pe unde am cu caiac, cu nu știu ce, și ieșirile din țară, atunci m-a prins și pe mine flama. Nici nu aveam echipament de munte. Mi-aduc aminte, mă uitam pe pozele de la prima ieșire la Bâlea cu tine și cu Gașca. Acolo ai fost prima dată? În White Camp? Da. Și eram... aveam niște haine... Pe urmă m-a și pasionat foarte mult ideea asta de echipament tehnic și mă uitam acum. Aveam niște chestii foarte ciudate. Aveam niște ochelari de oraș, cumva... Trebuie să caut o poză de pe vremea aia. Da, nu știu, erau... Și mi-aduc aminte că am și cărat foarte mult în spate. Aveam un rucsac în care băgasem 11.000 de chestii. Ulterior mi-am dat seama că trebuie să cari extrem de puțin. N-ai nevoie decât de 2-3 lucruri. Da, și m-a prins foarte mult ideea asta de natură. S-a legat și cumva cu fotografia, că obțineam tot felul de imagini. Odată că îmi plăceau mie și erau apreciate și de alții. Și faptul că tu ne propuneai tot timpul niște experiențe un pic altfel decât făceau alții din domeniu. Adică, odată faptul că ne expuneai unor persoane foarte relevante pentru domeniul în care activau, cum era, de exemplu, că ziceam de Bâlea, de Fane Tulpan, cu Fane, da. Că mergeam cu Cristi Lascu în peșteri și cu pisică la cursuri de supraviețuire și cu alții, că sunt o grămadă, și cu Dicu și cu cine mai era. Treaba asta cumva m-a atras cu atât mai mult să merg în direcția aventurii, explorării sau cum vrei să-i spui.
vedeam la alții că mergeau la tot felul de școli, de ghizi, de munte și mi-am dat seama că nu e chiar ce vreau eu. Și când tu ai început să faci treburile astea un pic altfel și cu ieșirile în natură un pic altfel, cu oameni și mai avansați și începători și foarte mult axat pe poveste, pe experiența în sine, nu pe performanță, să zic. A fost foarte fain și m-am dus. Ai văzut că la un moment dat m-am dus atât de mult încât am decis să mă duc și pe Mont Blanc și acolo la fel, am luat-o cumva crezând că, stai că eu am mers deja prin Făgăraș de câteva ori, deja credeam că o să fie simplu și mi-am dat seama că noroc că te-a târât Miu cu el pe munți înainte de Mont Blanc și te-a mai pregătit un pic. Aia a fost cea mai mișto chestie, că mai mulți încearcă să meargă direct pe un vârf de genul ăsta cu propriul antrenament, să zic, fără să știi exact cu ce se mănâncă. Unii mai știu, nu e asta. Faza este că dacă n-ai parte de un ghid, cum a fost pentru mine Miu, nu cred că aș fi putut să o fac și nici nu... Știi cum e? Că odată când stătea cu biciul pe tine, în sensul bun, dar te și scotea din casă regulat și te expunea la chestii, la experiențe, am tot folosit cuvântul ăsta, pe munte, cât mai variate cumva, adică ba aveam tură de urcat pieptiș, au gleznele, vorba lui, cum îl cheamă, Livian, nu am mai pronunțat numele de ceva timp, ori aveam de anduranță, trebuia să rezistăm foarte mult așa, cu harta, că e noapte, că e zi. A fost una dintre cele mai... Vezi cum te sprijin pe chestia asta. Da, știu. Putea să aterizezi sub masă. A fost una dintre cele mai faine experiențe. Am avut ture de alergat pe munte. A fost foarte complexă toată treaba. Adică recomand tuturor care vor să facă un vârf, să zicem, sau ceva un pic mai greu, să o facă cu un ghid bun. Adică, da, e cel mai ok. Plus că s-au legat multe prietenii în gașca cu care mă antrenam pentru Mont Blanc, oameni cu care am păstrat legătura și ulterior am mers și cu ei, cu tine, da, au venit în ba prin țară, ba prin, exact, ba prin afara țării foarte mult. Da. Da, s-au legat, într-adevăr. Am oftat un pic pentru că de când am ți-o fi fost, doră? A trecut un an și ceva. Păi noi mergeam în afara țării minim o dată pe an, nu? Că mergeam, era Marocul aproape anual, mai era Patagonia, Namibia, învârți Sri Lanka, cuțitul în ran acum. Da, știu. Și acum sunt stătut așa cumva, sunt... Da. Dar ultima ieșire a fost în Patagonia, în ianuarie, și parcă a fost într-o altă viață, la mine, da. Dacă știam că e ultima, probabil că aș fi venit și eu, cu toate că... Da, știu ce zici. Da. Bine că n-ați rămas pe acolo. Da, cu ultima tură în Noua Zeelandă, Radu e încă acolo, așa că nu s-a mai întors. Radu e încă acolo, da. Radu și cu Irina sunt încă acolo, după luna de lockdown din Noua Zeelandă. I-au luat la picior. Da, s-au hotărât să facă proiectul ăsta personal în care să traverseze Noua Zeelandă de la nord la sud la picior. 3.000 de kilometri, 3.000 și ceva de kilometri. Au terminat? Nu, au terminat 1.700 de kilometri insula de nord. Acum câteva zile au trecut strântoarea Cook și s-au apucat de insula de sud. De data asta s-au urcat pe biciclete pentru că e mult mai mare insula decât insula de nord. Și localitățile sunt un pic mai îndepărtate între ele și atunci au zis să acopere mai mult. Da. Deci mai au câteva luni bune până termină și cu insula de sud. Abia aștept să se întoarcă să-i chemăm aici la masă. Da. Cu siguranță o să aibă... Da, ori zis că data viitoare când mai facem o tură în Noua Zeelandă, știu fiecare palmă de pământ de acolo. Da. La un moment dat, nu știu când asta, îmi zici tu, fotografia asta a evoluat... probabil o dată cu momentul în care te-ai mutat aici în studio, cred, așa, continuă către fotografia de portret. Nu știu dacă îi spune fotografie de portret, către portrete. O să-i spui cum vrei, că așa se folosește.
Și ai început să faci multe proiecte în direcția asta. Și vreau să întreb un pic cum de tu ai evoluat lucrurile așa. Da și nu, adică n-a coincis cu studioul. Studioul l-am luat, da, cu gândul de a face portret cât mai mult, dar nu s-a întâmplat. Sincer, tot timpul mi-a fost foarte frică de lumina artificială, de blitzurile astea de studio, pe scurt. Și făceam astfel încât toate joburile care implicau portrete să le fac cu lumină naturală, care e foarte faină, dar de multe ori este, nu poți să o controlezi dacă apune soarele sau intră în nor sau așa și tu ai nevoie de ceva anume. Și am început să fac destul de mult la un moment dat fotografie de produs în studio. Făceam și portret, dar foarte puțin. Am făcut din ce în ce mai mult de când cu pandemia, sincer. Asta apropo și de faptul că în situații de criză, cel puțin așa funcționez eu, găsesc, sună iurea, mă reinventez, dar găsesc niște direcții. Da, găsesc niște direcții la care nu m-aș fi gândit sau n-aș fi ajuns dacă totul mergea bine. Și mă forțează cumva ceea ce s-a întâmplat acum, având nu neapărat mai mult, ba da, e și mai mult timp, clar, dar este, nu mi-au scăzut, de exemplu, banii la chiriile sau mai știu eu ce, decât poate o lună, două, trei. Forma au revenit la normal și alte cheltuieli de genul ăsta, dar au scăzut foarte mult încasările și am simțit asta. Din păcate n-am avut luxul de a sta pe bară să treacă pandemia și să trăiesc în ceva acumulat, bine mersi, și am fost nevoit să gândesc un pic ce pot să fac. Și am redescoperit ideea asta de portret, am studiat-o un pic mai atent, sunt la începuturilor cu portretul, cu fotografia de portret, dar îmi place mai mult ca niciodată și când simt chestia asta că mă atrage o anumită direcție, am observat din experiență că trebuie să mă duc în direcția aia, că trebuie să las cumva natural să se ducă, să profit cumva de valul ăsta pe care cumva îl simt acum. Dar îmi dau seama cât de la început sunt și cât de puține știu în a controla lumina, pentru că mă uit, urmăresc foarte mulți fotografi de afară pe care... Deci se adună musculițele astea, nu știu de unde apar, știi când... Eu n-am niciuna. E aceeași, o șeruim, cred. Da, urmăresc fotograf de afară și partea faină este că îmi place să cred că am un ochi destul de bun să-mi dau seama ce îmi place și de multe ori e greu să-ți dai seama ce îți place. Adică te uiți la ceva și zici că îți place, dar nu știi exact de ce îți place. Și am început să-mi salvez tot felul de portrete, că vorbim de portret. La fel am făcut și cu alt gen de fotografie de-a lungul timpului și să încerc cumva să-mi dau seama de ce îmi place un anumit gen de portret sau de abordare. Și felul ăsta, treaba asta m-a ajutat foarte mult să-mi creez aproape un stil. Adică unii deja spun că atunci când văd niște portrete își dau seama dacă sunt făcute de mine sau nu. Ceea ce poate fi și bine și rău, că e bine când lucrezi în publicitate să fii cât mai flexibil, să nu ai un anumit stil. Dar, pe de altă parte, prefer așa, adică prefer să le fac în felul meu, adică nu chiar absolut orice. S-ar putea să am alt răspuns peste ceva timp când o să controlez mai bine lumina și o să pot să fac absolut tot ce vreau. E normal că evoluezi. Da, da, da. Sau cine știe, poate din potrivă. Uite, sunt fotografi care merg doar pe un anumit stil, sunt un pic mai artiști decât cei care lucrează pentru publicitate. Dar, cum ziceam, sunt extrem de la început, dar... Îmi place foarte mult direcția asta și sigur o să mă țin de ea. Și nu știu cum naiba karma, cum se așează planetele, ce se întâmplă, sau este strict o coincidență, dar mi-au și venit în ultimul timp, majoritatea proiectelor foto au fost portrete. Ceea ce m-a și obligat cumva să înveți merg mai repede, să învăț din mers,
din experiență. E foarte interesant că are două aspecte treaba asta, ședința foto de portret. Cel puțin așa cum o văd eu, nu știu dacă absolut toată lumea o practică. La mine este la fel de important sau poate mai important decât fotografia în sine, momentul de apăsat pe buton, la fel de important sau mai important este partea de dinainte și din timpul ședinței foto, când am un dialog cu omul respectiv. De cele mai multe ori vin oameni pe care nu-i cunosc, pe cel puțin personal, poate că am auzit de ei, și încerc tot timpul să-mi iau, să le spun și lor, hai să ne vedem la, nu știu, la o cafea, la o, eventual la o bere, dacă e cazul, și stăm la povești, că se întâmplă în altă zi, că se întâmplă în ziua respectivă, înainte de ședința foto, și în felul ăsta și oamenii se relaxează. Zic asta pentru că sunt foarte mulți pe care îi pozez și sunt... Sunt foarte rigizi sau... De ce? Nu sunt în domeniu, nu sunt fotomodele sau actori, uh-huh, sau știi? Bine, și actori de multe ori, dacă nu sunt pe scenă, sunt un pic mai rigizi. Și îi relaxează foarte mult genul ăsta de abordare. Adică nu, hai, salut, uite, ăsta e fundalul, stai acolo și începem să facem pozele. Și toți mi-au precizat că a contat foarte mult că i-am făcut să se simtă bine și relaxat și nu i-am pus să țină un deget mai sus și... nu că ar fi greșit neapărat, e doar abordarea mea. Și îmi place cumva interacțiunea cu oamenii și ajung să cunoști tot felul de oameni, nu doar din pături sociale diferite, ci și ei ca gen, ca oameni, total diferiți unul de altul. E foarte mișto că te crești și tu pe tine în dialog cu ei cumva, știi? Mm-hmm. M-am dus prea departe cu explicațiile. Da. A, stai, dacă m-a sunat. Stai așa, unde te grăbești? Obișnuință. Cât mai e? 10 minute. Prea mult, da? Poți să dau niște apă între timp? Bagă niște apă. Așa. Mai zi tu. Da, o iei către antropologie mai un pic. Ca să cunoști oamenii, să cunoști... Dar e foarte fain că reușești să cunoști o grămadă de persoane diferite, oameni diferiți, cu poveștile lor și dacă apuci să stai un pic cu ei, să-i deschizi la o cafea înainte, la un ceai, la o bere, la o ciofi, îți convins că altfel de atmosfera în momentul în care stai să le faci un portret. Da, da, da. Discuțiile evoluează altfel și e clar că se relaxează oamenii. Și se vede din foarte multe fotografii pe care tu le-ai făcut și le-ai și postat, că oamenii par relaxați. Foarte puțini am văzut... Da, trebuie să fac o poză, trebuie să stau într-un anumit fel, aoleu. I-am văzut foarte relaxați, foarte naturali. Păi le zic din start că ei vin și spun, să știi, îți spun din start, zic ei, nu sunt fotogenic. Da, nu sunt fotogenic, nu știu cum să-mi spui ce să fac. Și zic, stai mă, stai încet, stai cu om încet treptat. În primul Ia rând, o bere. În primul rând, stai să povestim un pic, vreau să fii... Cum ești tu? Relaxat 100%, ca și cum am stat la un pahar de ceva. Ca să ajungi acolo nu e așa de ușor. Nu este. Mi-am dezvoltat un soi de tactici cumva pe care de unele sunt conștient, de altele nu sunt conștient. Văd că au efect, dar nu știu exact ce fac. Cred că cumva vine natural. Uh-huh. Dar e clar că trebuie să găsesc, de exemplu, subiecte comune. Uh-huh. Mi-aduc aminte că am pozat la un moment dat pe o tipă dintr-o bancă și aveam 10 minute la dispoziție să o fotografiez. Ea nu vrea să fie fotografiată, dar cei de la departamentul de PR au zis avem nevoie de poze cu ea pentru diverse lucruri. Și ea nu vrea să fie pozată, eu trebuia să scot niște poze faine cu ea în 10 minute. Și ea arăta foarte ok, era destul de relaxată dacă o vedeai, dar cum punea mâna pe aparat, se crispa, se transforma, se... Și m-am zis, hai să stăm un pic de vorbă, să ne liniștim. Bine, nu am zis cuvintele astea. Și am ajuns să aflu că tocmai se întorsese din Sri Lanka și zic, păi și eu la fel. Zice, da, și ai fost și acolo și nu știu, și s-a schimbat instant toată atmosfera și ea și era toată un zâmbet și a ieșit foarte ok. Da, deci fine. Subiecte comune cumva. E bine să-i asculți foarte mult, că mulți au de zis chestii și e bine să știi să-i asculți. Că dacă stai și urmărești ce fac la o ședință foto, o să observ că de cele mai multe ori
îi provoc cumva să povestească despre ei, despre... Unii șeruiesc probabil mai mult decât ar fi cazul, alții mai greu, okay. Dar e fain, e plăcută experiența. Ok. Mai zi tu. Vreau să ajungem încet, încet către un proiect foarte fain, proiect Moto Foto pe care l-ai făcut acum în septembrie sau când a fost? August. August, august. Okay. August. August cu... Un pic din septembrie. Da, să zicem, da. În care ce ai făcut? Te-ai urcat pe motor și ai pozat ce ai văzut tu mai frumos prin România? Deci că suntem ok și cu branduri și cu orice, poți să zici ce vrei. Vorba, nu? Nu ne plătește nimeni, așa că poți să zici despre cine vrei, ce vrei. Deocamdată. Așa. Cum să o iau eu? Lucrând... Dinainte de a fi fotograf lucrând în publicitate, în advertising, cumva cam știam cum merg lucrurile și cam pe unde sunt bugetele de căs de PR, căs de publicitate, de cum sunt împărțite și cam cum să le accesez. Și m-am învățat unde este posibil să găsesc, să le zicem așa, pentru oamenii care se uită acum, un fel de sponsorizări la anumite proiecte. Și când gândesc un proiect, chiar dacă este un proiect personal, cum a fost ăsta cu motocicleta, de care spui și o să intrăm un pic în detalii, încerc să propun acel proiect unui brand cu care am o relație și să vedem dacă cumva mă poate sprijini financiar sau ca expunere, pentru ca eu să și eventual ori să ies pe zero, ori să... câștig niște bani dintr-o treabă de genul ăsta. Fără ca acea colaborare cu brandul să-mi pună limite în abordare. Adică cumva și eu gândesc proiectul astfel încât să am libertate cât mai mare, dar cât să fie și brandul cumva vizibil, natural, cât mai bine integrat. Știi? De obicei folosesc un produs de al respectivului brand. În cazul de față, a fost ideea pe care am avut-o atunci în 2008, când am luat al doilea motor, BMW-ul respectiv la galben, de a merge singur prin România, mai ales că s-a pupat foarte bine cu ideea de pandemie și de ieșit mai greu din țară, și am decis, hai să merg 2 săptămâni, scuze, mi-aș fi dorit evident mai mult, dar... Era un pic mai complicat. Și am zis, hai să merg 2 săptămâni prin țară. Cu ultimul motor, care este... Ultimul, nu e ultimul, e cel mai recent. Cel mai recent. E un BMW F800 GS, care este practic pasul următor după 800. E un motor asemănător cu 800-le, ca cel puțin categorie, dar e mai performant, mai puternic, mai echilibrat din multe puncte de vedere. Și care m-a readus în pasiune cumva, mi-a reaprins pasiunea asta pentru explorare cu motorul, care încet încet se stinsese cu fostul motor și cu a și coincis cu faptul că m-am regăsit. Mulți dintre prietenii mei și-au luat brusc același gen de motor deodată și am început să ieșim cu motoarele. S-au apucat era de lucru. Da, da, da. Dacă noi ne auzim, cred că e ok și ceva okay. Pe fundal. Da, nicio problemă. Stai că mi-ai întrerupt șirul gândurilor cu plecatul. Așa, vreau să zic că am urmat un curs de condus în off-road, pentru că nu aveam această experiență, mi-era tot timpul teamă să ies. Cu cine l-ai făcut? Poate de ajutor și pentru altcineva. Normal, cu Matei Albulescu de la Ridex. Ok. Și mi-a dat acea încredere că pot să merg singur, cu toate că e de preferat măcar în doi, și pe coclauri, pe în off-road, pe unde reușești de cele mai multe ori să vezi lucruri mult mai autentice, mai speciale, peisaje mai frumoase, unde aveam eu vorba asta, că unde se termină asfaltul, începe aventura. Era luată de pe un forum, de pe undeva. Și am început să îmi fac trasee
Adică research-ul dinainte să fie mult mai atent făcut decât cum îl gândeam până acum. Până acum ziceam, vreau să ajung la, nu știu, zona Sibiului. Blană până acolo. Google Maps ce zice? Păi pe aici. Ok, gata, pe aici. Și acum am început să fac altfel. Am început să studiez foarte mult ce aș putea să văd în zonă. Uh-huh. În continuare îi spun Google Maps unde vreau să mă duc, el îmi zice iau pe aici și o fac exact pe dos. Adică croșetez cumva pe lângă traseul propus de el, țin cont de el ca direcție și pe urmă zic, asta e autostradă, bine. Ce e pe lângă autostradă? Un drum județean. Dar pe lângă drumul județean ce e? Păi sunt niște drumuri comunale. Ok. Hai pe acolo să vedem ce... Și te uiți pe hartă ca să vezi ce e pe acolo, dacă e ceva interesant. Da, da, încerc cumva waypoint-urile, sau cum se numesc astea, checkpoint-uri, să îmi așez pe traseu cât mai multe locuri de văzut, dar în același timp să-mi las libertatea de a explora la fața locului, dacă mi se pare, uite, Tachia, de exemplu, cu care am fost recent 3 zile cu motorul. A înțeles foarte bine stilul meu de a merge, că deodată mă vedea cum aveam traseul amândoi pe GPS și deodată mă vedea cum ieșeam de pe traseu și știa că am văzut ceva și de cele mai multe ori erau chestii foarte faine. Ajungeam în niște locuri în care nu stabilisem să ajungem, nu ne propusesem și se dovedeau foarte, foarte ok. Unde n-aș fi ajuns, probabil, dacă nu, că erau multe de-astea drumuri de unde trebuia să te întorci, că nu era o vreo buclă ceva, te duci, ce mișto e aici, pe urmă trebuia să te întorci. Bun, și stai că, cred că nu ți-am răspuns exact la întrebare, dar nu cred că... Nu contează. Păi nu, stai că să înțeleagă oamenii că tu ai zis de proiectul ăsta, dar eu am intrat direct în... Întrebarea era de cum ți l-ai pregătit, cum l-ai gândit dinainte, de ce l-ai făcut. Hai să zic așa, deci am fost 2 săptămâni cu motorul prin țară, cu gândul în naivitatea mea să fac cât mai mult din țară. Uh-huh. Dar mi-am dat seama că, ok, pot să fac treaba asta, să acopăr toată țara în 2 săptămâni, nu știu, 3.000 de kilometri și parcă, stabilisem eu așa orientativ, dar mi-am dat seama că n-aș fi văzut aproape nimic. Eram doar că, am făcut turul României și gata. Și am decis să iau zone cât mai mici. Am eu deja niște mecanisme de-astea, cum calculez unde să mă duc și pe unde să mă duc și sunt niște triunghiuri pe care mi le fac pe hartă, e foarte fain, te ajută. Și da, am ales anumite zone în care ori fusesem și nu le parcursesem ca lumea, ori nu fusesem deloc și erau total noi pentru mine. Fără cazare dinainte, ceea ce a fost o mică problemă. Și ai luat cortul cu tine sau? Doar în primele 2 zile, așa s-a nimerit, că s-a și cuplat cu un... Yes! A început să-ți placă. Da. Cum e, cu cui pe cui se scoate? Nu puteai să aduci ceva de mâncare, o pizza, ceva? Nu m-am gândit, dar data viitoare, da. Niște aripioare picante. Da, zic că... Am lăsat cortul după primele 2 zile, că așa s-au legat lucrurile. Odată pentru că nu aveam chef să car foarte mult, plus că atunci când mergi cu greutate mare în off-road, nu mai e la fel de plăcut, e și un pic mai greu de controlat motorul și am zis, lasă, vreau să... Din păcate, nu știu, motocicleta mea era de asfalt. Sper să afli la un moment dat. Și eu. Și îmi căutam cumva cazare în ziua respectivă. Ceea ce a fost foarte nasol, pentru că am prins exact perioada cea mai de succes, culmea, pentru turismul românesc, ziceau diverse pensiuni din ultimii ani, iulie, august. Au reușit în România acum, ne mai putem să plece în străinătate, ori tăbărât pe cazările din țară. Stăteam 3-4 ore pe telefoane, acceptând orice, adică mă duceam inclusiv la cele mai scumpe și am vorbit, o cameră, vă rog, 2 paturi, un pat, cum vreți, nu mai dați-mi ceva să dorm. Nu avem, ne pare rău, până în septembrie, la jumate, cel puțin, suntem full. Wow. Ok, am și nimerit prin niște locuri, un loc mai dubios, dar am nimerit și în niște locuri foarte faine. În sfârșit, peisajele au fost motivul pentru care m-am dus acolo și parteneriatul cu Samsung, de ei vorbeam,
M-a ajutat foarte mult pentru că m-am dus cu... Aveam telefonul pe ghidon, uh-huh, în suport, și cum vedeam ceva, fotografiam o dată din perspectiva mea ca motociclist, se cu bordul, vedea, cu bordul și cu ghidonul, da? Cu ultra-wide-ul ăla, care cuprindea enorm, foarte mult. Să știi că îți cer pozele astea ca să le pun în... Da, cu plăcere, o să ți le dau. Ceea ce a creat un soi de, nu știu, semnătură, un fel de frame al pozei, în ghilimele frame, că nu era decât în partea de jos, și au avut foarte mare succes cumva pozele și poveștile. Ulterior, după astea două săptămâni, am continuat mici episoade, ieșit ba la Chilia Veche, ba prin jurul Bucureștiului, descoperi tot felul de locuri foarte interesante, fără să te îndepărtezi foarte mult, că ziceam de ieșirea cu Tache. M-a lăsat să fac traseu, făcuse el traseu pentru Chilia Veche, am zis acum îl fac eu. Și nu ne-am îndepărtat foarte mult de București. Adică oricând, dacă aveam vreo urgență, să zicem, puteam imediat, în maxim 2 ore, să fim acasă. Când ai 3 zile de mers cu motorul, te gândești, păi hai până nu știu unde, până la Puseni, și înapoi te gândești, hai să mergem cât mai mult. Dar poți să mergi cât mai mult foarte aproape de București, dacă știi cât de cât zonele. Și tocmai fusesem cu cei de la Tura Tech România și cu Matei Albulescu, într-o tură, prin niște zone, nu știu, să zicem, știi, Voinești, uh-huh, îți spune ceva? Da. Ca idee, la nivelul ăla de, nu știu, se numește Subcarpați, probabil, sau ce acolo, sunt mai mult de acolo. E destul de aproape de București. Exact. Și sunt niște zone incredibil de frumoase, mai ales pentru moto. Dacă o iei, cum fac eu acum, pe drumuri cât mai subțiri, le zic, pe hartă, știi, când dai zoom pe Google Maps și... La un moment dat sunt drumurile atât de subțiri încât nu le mai vezi, niște fricele. Și acolo, pe acolo... Alea le cauți tu. Da, alea le caut și creez traseul astfel încât să mergem pe un pic de off-road, un pic de... Nu că un pic, de obicei sunt 90% viraje. Nu, viraje curbe foarte multe așa. Ok. Și prin zona aia nu doar așa, ci e și așa. E exact ce îmi place mie cel mai mult. Deci pot să mă plimb zile întregi și săptămâni doar pe genul ăsta de așa, și așa, și așa, și așa, și așa. Dar n-ai fi putut să mergi cu motocicleta aia, din păcate, pentru că drumurile sunt extrem de proaste, majoritatea, și pline de gropi și... Partea bună e că, fiind ceva... atât de inaccesibile, sunt destul de goale și nu dai peste foarte mulți oameni. Îmi imaginez. Am jurat că îmi iau un GoPro, pentru că, poate acum de Black Friday, văd o grămadă de lucruri interesante prin satele astea pe unde merg, merg de obicei doar prin sate. Odată n-am timp să mă opresc să le pozez, dar se întâmplă instant cu tot felul de... Mi-aduc aminte că am trecut pe lângă, printr-un sat, și eram eu în față, Tache un pic în spate, și era un tip clar beat zdravăn, și când, era în mijlocul străzii cumva și a început așa cu spatele să se miște când a văzut că vine ceva spre el. Eu veneam încet și l-am urmărit să văd ce face. Și fără să realizeze că în spatele lui era un șanț destul de adânc și cam atât de lat. Stai, că nu e chiar ce crezi tu. Și aproape când am ajuns în dreptul lui, a ajuns și el în dreptul șanțului și a văzut în ultima fracțiune de secundă că acolo e un șanț și a încercat să facă, a reușit până la urmă să facă un pas peste șanț, dar a și căzut în momentul respectiv. Și pe urmă zice Tache, când ne-am oprit, zice, dar știi ce a făcut după ce a căzut? Am trecut eu prin dreptul lui, a căzut acolo și pe urmă s-a așezat așa ca și cum... Că nimic nu s-a întâmplat. Noi n-am căzut, eu m-am așezat. Și tot felul de situații de-astea funny. O chestie cumva mișto care am văzut-o, cred că ultima ieșire cu Tache a fost. Când ai pus copiii pe motocicletă. Uh-huh. Da. Foarte mișto. Cum a fost? Când ați făcut chestia aia? A fost interesantă experiența, pentru foarte că noi ne-am dus acolo, găsisem eu pe hartă, nu mai știu cum reținusem locul respectiv. Mai știi cum se numea satul?
Nu, nu. Nu, dar și îți pot arăta pe hartă, că okay. Când fac pozele cu telefonul, mi arată pe GPS unde pe hartă exact, ceea ce ajută foarte mult. Acolo m-am dus pentru că găsisem pe hartă, erau ruinele cumva unui fost conac. Okay. Am ajuns acolo, nu, mă așteptam să fie ceva, să arate într-un fel. Din păcate era, nu arăta niciun fel, nu arăta. Putea să fie și o clădire relativ recentă, doar că erau niște pereți rămăseseră. Se furase foarte mult din, și din structură și din tot, era în sfârșit. Și cât am încercat noi pe acolo să ne uităm, să vedem dacă avem de pozat ceva interesant, au apărut trei copii, da. De vârste diferite, de înălțimi diferite, dar foarte simpatici toți trei. Și stai, cum a fost? Tachi a intrat în vorbă cu ei că uite cu ce cu clădirea asta, păi a fost a unui boier, nici ei nu știau exact. Și se tot uitau la motoare. Și cred că Tachi a zis: "Și vreți să vă suiți pe motoare?" "Se poate? Da, hai, sus." Și s-au suit pe al meu, toți trei. De altfel, se vedea filmarea aia. La motor și dintr-o dată și-au făcut ochii mari toți trei. Da, când am pornit motorul efectiv, au tresărit un pic, mai ales cel din față. Evit de obicei să îi las pe copii să accelereze, pentru că accelerează foarte tare din prima, odată că, nu știu cât e de bine pentru motor să-l dai blan așa, dar se și sperie, pentru că nu se așteaptă la reacția aia, la vibrațiile aia, la, da, exact. Așa că se observă în filmare că am încercat cumva să le zic dai, dar nu tare, dai încet așa ca să... Și au fost foarte, foarte încântați de experiență. Da, am aflat că ne spuseseră că era prima dată când urcau pe un motor și cred că le-ai face să cred ziua. Că da, că... Cine știe, mă întorc acolo peste 15 ani și văd cu toți trei cu motoare, da, club de club moto în satul respectiv. Igulandia. Da. Nice. Și încotro vrei să te duci? Cu motorul. Ești convins că te mănâncă pe creier. Dar n-am o destinație foarte clară. Am tot felul de mici zone. Mi-am dat seama cu ocazia asta că avem o țară imensă. Bine, nu e Rusia. Da. Avem unde să ne plimbăm. Da, mult mai mare decât mă așteptam. Și faptul că în continuare avem acces cu motoarele de genul ăsta în multe locuri, evident că nu mă duc pe cărări pe trasee montane sau mai știu eu ce, să încurc turiștii și așa, dar pe niște forestiere pe aici, pe acolo, pe unde e permis, încă poți să mergi și poți să vezi o grămadă de locuri. Și vreau să descoper cât mai mult, pentru că nu știu decât niște zone în care am fost, de care știu majoritatea, și vreau să, tocmai asta a fost și ideea proiectului, să încerc să descoper zone, cel puțin pentru mine, noi, și nu cunoscute, adică nu, uite, de exemplu, toți motocicliștii merg pe Transfăgrășan, Transalpina, Transbucegi și alte transuri. Dar foarte puțini încearcă să, hai să mergem în, nu știu ce, prin satul, no name, nu contează atât de mult denumirea, contează mai degrabă ce te lași cumva să descoperi acolo. Să... Uh-huh. La mine e o regulă, cei care ies cu mine cu motorul știu că aleg drumuri pe care nu sunt tiruri, așa le zic, nu merg pe drumuri cu tiruri, însemnând... Nu pe asfalt, în primul rând. Nu, pe asfalt, adică nu exclud asfaltul, că îmi place la nebunie pe asfalt. Am mai multă experiență pe asfalt și mă bucur mai mult pe asfalt decât pe off-road, pentru că în continuare pe off-road cam tremură chiloții când mă duc pe niște zone mai tehnice un pic. Dar încerc să evit zonele, drumurile cu trafic intens, cu pericole mai mari, plus că mi se pare, ok, nu ajungi, e clar că ajungi mai repede dacă mergi pe drumuri de genul ăsta, naționale sau autostrăzi, dar ajung eu cel puțin un pic mai stresat și cu mă expun unor pericole mai nasoale și de care poate nici nu depind de tine, ca reacție intră unul în tine cu tirul și
când o iei pe drumuri mai prinsate, mai subțiri, există alt gen de pericole, într-adevăr, tot felul de căruțe și mai știu eu ce, dar mergând cu viteză mai mică și fiind mai atent, ajungi mult mai relaxat, chiar dacă ajungi mai greu. Și experiența, eu sunt de părere că contează și destinația, dar drumul în sine e, pentru mine cel puțin, pe motor, e mult mai important decât unde ajung. Alții am văzut că este un pic pe dos. Hai repede să ajungem acolo și gata. Fiecare cu... Adică nu, asta e o altă chestie. Când mai ies cu alții, de asta îmi și place să merg singur, pentru că nu mi impune nimeni pe unde să iau și ce să fac, dar când mai merg și cu alții, am o regulă, să zic. Fiecare merge în ritmul lui, nu trebuie să facem trenuleț. Unii fac, am văzut la alte ieșiri, e alegerea lor, dar mie mi se pare că este odată periculos pentru motocicliști, dar și pentru ceilalți din trafic, pentru că încearcă tot timpul trenulețul ăsta să se comporte la fel și nu e adevărat, nu e la fel, pentru că fiecare conduce... Cu ritmul lui, cu motocicleta lui. În alt ritm, are altă experiență. De altfel se întâmplă foarte multe accidente în genul ăsta de... 3920 de cazuri noi. Da, cam asta. Și încerc să ies cu persoane cât mai apropiate pe stilul meu ca să ne simțim cu toții bine. Unde nu se poate, mă duc singur. Că mulți mă întreabă și nu, ți-e aiurea așa să mergi singur până mă apusez sau mă puneam mai ajuns? Nu, dimpotrivă, îmi place la nebunie. În felul ăsta te și obligi cumva să intri mai mult în contact cu localnicii sau să te expui unor experiențe la care nu te-ai expune dacă aș merge cu cineva, că probabil că aș sta cu acel cineva la o bere în fața pensiunii sau altfel, uite, cum am fost singur acum, în fiecare seară stăteam de vorbă cu altcineva de la masa vecină, că e foarte fain treaba asta. Să cunoști foarte mulți oameni cu care altfel nu intra în contact, da, dacă ei merge cu altcineva. De și exemplu. Mai contează foarte mult și faptul că mă deplasez cu motocicleta și nu cu mașina, pentru că și când ești singur cu motorul, mai ales genul ăsta de motocicletă, adventure, așa, foarte mulți sunt curioși, dar pe unde ai fost? Dar cum? Singur? Și cum ești? Așa, așa, așa. Și intră foarte mulți în vorbă cu tine. Mai sunt și de ăștia care, păi și eu am avut motor și nu știu ce și mie îmi place. Și tot timpul, inevitabil, în fiecare seară sau nu doar seară, ajungi să vorbești cu o grămadă de oameni. Fain. Da. Gata. Ce gata? Asta e tot? Ok. Frumos. Da. Nu mai bine decât... Nu știi când ori trecut o oră jumate. Ok. Mersi. Fai. Mersi eu. Ai închis? Da? Nu. Nu? Eu zic să-ți spui și tu un pic. Care e ideea cu... De ce ai început treaba asta, nu? Da, nu m-am gândit să vorbesc despre chestia asta. Păi mă gândesc că ar fi, fiind... Nu acolo. Știu, e ok. Fiind... Senzații tari. Nu știu cum o să le pui tu interviurile astea, dar probabil o să fiu poate primul, dacă ăsta e primul, nu știu, cum hotărăști tu să... Da, n-am vrut să închidem. Așa, zi un pic care e, ce vrei să faci, așa că nu știu în ce se va transforma, dar... Poate vrei să spui care e ideea de la început. Mai ideea cu poveștile astea, că sunt niște povești, nu e un interviu neapărat. Da. Este că vreau să le dau acces, să dau acces cât mai multor oameni la oameni cum la oameni. Așa, la personaje cum ești tu. Până acum ce am făcut eu cu Wilding, m-am axat foarte mult pe sportivi și exploratori foarte faini, pe care ai ocazia să-i cunoști în experiențele care le punem împreună la... cum îi zicem? La punct? La punct, așa. Vreau să fii intervievat? Nu, dar cred că a început să aibă efect chestia aia. Aha. Dacă n-ai putut asta. Da, asta e. Așa. Eu n-am avut un cui pe care să-l scot. Și m-am gândit, ok, dacă în țară cât de cât mai funcționează experiențele de genul ăsta acum, de când cu groaznicul. Ieșirile în țară, în experiențe din astea în țară, încă mai funcționează pe aici, pe acolo, dar în afara țării totul e pe stop,
și amânat pe anul viitor. Plus că sunt mulți reticenți, chiar dacă se deschid niște granițe. Și aia plus că sunt multe țări închise. Okay. Trebuia să mergem vara asta în Feroe, trebuia să mergem în Namibia. Hai că Feroe sunt deschise, dar cu niște mari. Da, dar nu știu câți ar fi dispuși să se aventureze. Dintre... Și asta plus că zborurile se anulează de pe zi pe alta și nu te poți baza pe ele. Și Namibia și-a închis granițele de ceva vreme și încă nu sunt deschise, așa că n-ai unde să te duci, degeaba vrem noi să mergem. Okay. Și am zis să găsesc o altă cale prin care să dau acces la sportivi, exploratori, fotografi, oameni care au poveste faină de spus. Da. Într-alt fel, și în ultima vreme m-au prins destul de mult podcasturile, uitându-mă la mai mult la cele de afară decât la cele făcute de români. Da, au mai multă experiență. Da, și au un istoric mult mai bogat. Uh-huh. Și atunci am putut să văd cum se face treaba asta din mai multe perspective și să mă gândesc mie cum mi-ar place să fac, ce mi-ar place să integrez în poveștile astea. Uh-huh. Îți convins că o să evolueze pe măsură ce trece timpul de la o întâlnire la alta, dar m-am prins cam ce aș vrea să existe în poveștile astea și pe ce să pun accent. Și de asta îmi fac o schiță, cum am făcut și aici, ce aș vrea să scot de la omul care mă întâlnesc. Și asta e. Le punem sus, le promovăm pe toate canalele posibile și imposibile, astfel încât să ajungă la cât mai multă lume și astfel încât povestea ta, povestea tuturor celor care vor sta pe scaunul ăla, să ajungă la cât mai mulți. Sunt curios cum va merge, pentru că odată cu tine foarte mulți alții s-au gândit la podcasturi, adică e foarte pe val în România treaba asta. Bă, e adevărat, nu neapărat în același domeniu, dar... Sunt foarte curios. Pe de altă parte, și piața crește, adică și ascultătorii devin mai mulți. Eu ascultam de ceva timp, mai ales pe podcasturi de afară, dar am descoperit în ultimul timp în România din ce în ce mai multe care sunt faine și... Sunt tematice cele mai multe. Da, despre leadership, despre antreprenoriat, asta despre e bine. Tot felul de lucruri. Sunt și astea mai cu teme generale, care sunt foarte ok și astea, dar sunt și, cum zici tu, mai nișate pe un anumit domeniu. Cred că primul podcast românesc s-a făcut în român la care m-am lipit, pe care m-am apucat să-l ascult regulat, era Zero Plus al lui Andrei Roșca. Zero Plus? Da, așa mai este? Da, e în continuare și crește, încet crește. Okay. Și mi-a plăcut foarte mult, vorbește despre multe lucruri, abordează oareșcum, cum să zic, nu psihologic neapărat, dar sunt niște comportamente pe care le abordează și le discută, care mi-a plăcut foarte mult. Un exemplu e importanța somnului și de ce e ok să dormi mai mult, cât să dormi, ce înseamnă somn profund, cum te ajută la sănătate și așa mai departe. Și mi-a plăcut foarte mult abordarea asta și copiii ascultă cu mare plăcere podcasturile lui Andrei. A, pe bune? Cu amândoi ne punem seara și le ascultăm. Nu dorm pe podcasturile lui Andrei, le ascultă, macină un pic, rumegă, după aia ei adorm. Unele sunt scurte, unele sunt mai lungi, dar mai ales astea de durată medie le ascultăm împreună și sunt foarte, foarte faine. Da, și asta cumva se leagă și de audiobook-uri, că cred că tot de la tine am prins treaba asta cu Audible. Audible de la Andrei Roșca, cred că am auzit. A, da? Da, de la el. Și de, nu știu, de 2 ani, cred, m-am obișnuit să ascult cărți. E un pic pipărat scorul la Audible, dincolo de asta... Da, este, într-adevăr. Îți spun sincer că de când cu pandemia m-am dezabonat, mi-am downloadat... Și eu. Da, și tu. Da. Mi-am downloadat mai multe cărți atunci. Câte mai aveam, cum le spune, credit. Credit, da. M-am... Da, trebuie să mai tai de aici, de acolo. În primul rând, pentru că nu știam ce urmează și... Da, combinația foarte faină, mă rog, eficientă, faină, era să-mi downloadez o carte tot de pe Amazon pe Kindle, să citesc și să o am și pe Audible. Și atunci sincronizau, se sincronizează, da, și când alerg îmi puneam Audible și ascultam, progresam practic în citirea pe cărții. Bună? Alergai pe, da, pe cartea pe respectivă, da, da, da. Și ajungeam acasă, mă rog, în seara aia sau în altă seară, când aveam chef să stau cu cartea în mână, era deja sincronizată unde rămăsesem, la punctul la care, în care rămăsesem cu Audible. Și o luam de acolo mai departe, nu trebuia să stau, să caut, dar scumpuță abordare și de asta am cam renunțat la ea, pentru că e și abonamentul la Audible
și să-ți cumperi cartea pe Kindle, e cam mult, mai ales pentru perioada prin care trecem. Exact, exact. Na, ne mai adaptăm. La fel și cu, am rămas doar cu Netflix-ul, că aveam și Amazon Prime și altele și, da. Da. Poate că de-aia au crescut podcasturile cumva, că posibil. Mulți s-au dezabonat de la tot fel de platforme de astea și s-au axat pe... Am zis că un an de zile îi dau înainte cu două podcasturi pe lună, asta e ținta. Și vedem, tragem linie la final de an și vedem ce se întâmplă. Uh-huh. Dacă voi răspundeți pozitiv la stilul ăsta de podcasturi sau nu. Mie îmi plac foarte mult astea, discuțiile lungi. Le lași să vorbească acolo pe fundal și cum, de exemplu... Când ajungi la punct care te interesează, te-o prins. Da, și da, da. Ești mai atent. Exact, exact. Uite, așa prelucrez poze, de exemplu, chestii aproape automatizate, să zic, uh-huh. Și las să vorbească pe fundal, în loc să fie muzică, să zicem. Vorba ta mi-atrage ceva atenția, sunt un pic mai... Bine, Paul, păi ce să zic, succes și cu următorii invitații, am văzut ce listă mare ai. Acum putem să dăm și dăm, da? Țin că e ultima. Noroc. Cheers. Noroc și lui Daniel. Și mulțumim de ajutor. De suport. Că ne suporți. Stop recording. Yes, de data asta. Paul, am dat de bunăvoie pe cât tot ceram. Și eu. De exact, trebuie să o termin. Dar cred că mi-ai pus mai mult. Tu ai avut cana mai mare. Ah, fuck.